dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint un pamflet al cărui autor este jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sfintele Paști, Babele și Iarba. Patriotardism, naționalism, extremism tradițional. Când dracul își bagă coada. Câțiva tineri dintr-un cartier al capitalei statului Românistan, zis și absurdistan, zău că nu știu de ce, s-au gândit să sărbătorească slujba de înviere într-un mod cu totul aparte. Și înainte de a merge la catedrală, acolo unde slujea ca de obicei Marele Patriarh și soborul său de tunici aurite din belșug, s-au dus ei într-un loc unde știau că vor găsi ceva etnobotanice mai tari. Au găsit, le-au uscat bine și le-au tocat mărunt-mărunt. Apoi au purces la catedrală și acolo, profitând de un moment de neatenție, au strecurat drogurile pisate peste tămâia din cădelniță. Și a început slujba, s-a ieșit cu lumină și Marele Popă a făcut anunțul mult așteptat al învierii Mântuitorului. După care a început marea slujbă și cădelnițarea cu tămâie a enoriașilor adunați, în special o mulțime de babe serioase și habotnice. Și odată cu cădelnițarea credincioșilor cu fum de tămâie și etnobotanice, s-a dus dracului și smerenia babelor care, la fiecare vorba popii, izbucneau în aplauze și fluierături, de parcă ziceai că sunt în tribune la un meci de Liga a treia. Se pare că a fost cea mai veselă slujbă de înviere de 2000 și ceva de ani încoace și cum preasfințitul nu era obișnuit cu așa succes la public, a pus să se sune la poliție și duba a venit și când s-a terminat slujba, polițaii au cercetat și camerele de supravegheat. Că așa e în Românistan, zis și absurdistan, zău că nu știu de ce, până și bisericile sunt asezonate, printre lumânări și icoane, cu camere de luat vederi. Și astfel glumeții au fost deconspirați și drept urmare săltați. Că vor plăti pentru ce au făcut, suntem convinși, dar ne întrebăm dacă vesele babe chiar știau că a înviat Iisus sau vor reveni și sâmbăta următoare la slujbă cu pască și ouă roșii. Bineînțeles că a doua zi unii mahări cu odăjdii au dat vina pe oculta mondială, pe Papa de la Roma, Uniunea Europeană și NATO, care au un singur scop, zăpăcirea menta spirituală a tineretului românistanez și distrugerea milenarelor tradiții ale marelui popor românistanez. Sau, cum se zice în popor, mare este grădina ta, Doamne. Ba e Paștele, ba nu e. Apele în Românistan, zis și absurdistan, zău că nu știu de ce, au fost tulburate în Săptămâna Mare de către niște intelectuali susținuți și de o parte din episcopi, atunci când au cerut imperios ca ortodoxii să sărbătorească Paștele odată cu catolicii și protestanții. Și au venit cu argumente logice, istorice și de bun simț. Și asta fiindcă Bor, Biserica Ortodoxă Românistaneză, joacă după două reguli total diferite. Adică celebrează nașterea Domnului Crăciunul după calendarul normal gregorian, iar Sfintele Paști după vechiul calendar iulian. Adică nu prea se pupă cele două mari evenimente religios-creștine. Și asta fiindcă prin deceniul al treilea al secolului al XX-lea, Bor a hotărât să se subjuge bisericii ortodoxe ruse. Și scandalul a luat amploare și unii din marii prelați au scuipat spre vest și s-au închinat spre est, declarând, ca să nu spunem că au urlat, că catolicii, cacofonie dorită și nu întâmplătoare, nu sunt buni creștini, fiindcă ei nu primesc cică lumină de la cel de sus. Nu insistăm asupra scandalului, dar ne amintim că tot din cauza diferențelor de calendar, trecerea de la iulian la gregorian, în anul 1925, românistanezii au avut parte de numai puțin de 3 Paști. Vă dați seama cât de mult au muncit gospodinele românistaneze să facă de 3 ori într-un interval de timp foarte scurt atâta pască, atâtea ouă roșii și atâția cozonaci, ca să nu mai vorbim de câți miei au tot belit. Și le aducem cârcotașilor medieval din Borul Românistanez o veche snoavă populară, fiindcă tot țin ei cu dinții de așa zise tradiții milenare. Se spune că mai de mult într-un vechi stat românistanez de munte, slujea la biserica din sat un popă cum se cade, dar cam uituc. Și era nebunit de faptul că mai toată ziulica,
Când mergea pe uliță, îl tot întrebau babele câte zile mai sunt părințele până la Paște. Și popa dădea din umeri și se grăbea să o întindă, să nu răspundă babelor, că de nu știa pe din afară. Și era tare necăjit popa și într-o bună zi, pe când sorbea un țoi de țuică bătrână la crâșma din sat, crâșmarul, un bătrân ovrei deștept, văzându-l supărat, îl întrebă ce și cum iar popa-i spuse necazul său. Păi e simplu, bre, popo, îi zise ovreiul. Mergi mata acasă, te uiți pe călindar și vezi câte zile mai sunt până la Paște. Apoi numeri atâtea boabe de porumb câte zile mai sunt și le pui în buzunarul de la anteriu. Apoi în fiecare zi arunci o boabă și când te mai oprește vreo babă și te întreabă, numeri repede boabele și ai răspunsul. Încântat așa făcu popa și de acum încolo a avut liniște cu iscoditoarele babe. Dar într-o bună zi, cucoana preoteasă lua anteriul popii să-l curețe și așa văzut ce are popa în buzunar. Ia ca ce-i place sfinției sale, dar are prea puține, gândi preoteasa, după care merse în cămară, luă un pumn zdravăn de boabe de porumb și îl turnă în buzunarul anteriului, peste celelalte mai vechi. Și a doua zi, popa lua anteriul și plecă prin sat. Nu făcu doi pași că se și întâlni cu o babă, care imediat îl și întrebă de Paște. Și popa, conform obiceiului, se apucă să numere boabele și nu mai termina. Pusese o grămadă preoteasa și atunci, oftând, popa îi zise babei, Babo, anul acesta cred că nu va mai fi Paștele. Cam așa se întâmplă lucrurile și în Românistan, zis și Absurdistan zău că nu știu de ce. Cu tricolorul înainte. Ca orice stat care se respectă, și Românistanul are partide de toate culorile și doctrinele. Și, de la o vreme, socialiștii și liberalii pierd teren în fața pseudonaționaliștilor, cam cum se întâmplă prin toată Europa, mai ales în actualele momente de criză economică. Și ce s-au gândit socialiștii ca să nu piardă ciolanul? Și-au adaptat și ei declarațiile, mergând și ei acum pe linia naționalist dezmățată. Mai întâi un fost lider socialist și fost pușcăriaș pentru corupție și-a deschis un blog în care oferă românistanezilor rețete de gătit tradiționale, insistând pe faptul că alea străineze sunt nocive, periculoase și nu au gust. Atât le-a trebuit socialiștilor românistanezi că au mărit și ei miza. Au introdus în Parlament un proiect de lege care să-i oblige pe toți producătorii românistanezi să pună pe eticheta produselor lor steagul tricolor românistanez, ca semn de înaltă calificare și calitate, dar și de patriotism. Ne întrebăm dacă nu ar fi bine ca producătorii să fie obligați să inscripționeze și câteva strofe din imnul național Deșteaptă-te Românistaneze. Ceea ce uită patriotarzii socialiști este faptul că Românistanul, zis și Absurdistan, zău că nu știu de ce, face parte din Uniunea Europeană, dar și că multe produse așa zis interne se fac de companii străine în Românistan și conform normelor la care a aderat și țara, pe fiecare produs scrie MADE în UE. Dar ce contează legile pentru socialiștii românistanezi? Totul este doar obținerea votului de la ignoranți, care, din păcate, sunt încă mult prea mulți. Și dă-i și luptă cu oculta mondială, cu Uniunea Europeană și cu oricine ce nu glăsuiește în dulcele grai românistanez, dă-i și luptă până la victoria finală. Nu ne dăm bătuți. După criza pandemică și mai ales după criza economică provocată de războiul din apropiere, Uniunea Europeană a lansat un mare program de ajutorare a statelor membre numit PNRR, adică Planul Național de Redresare și Reziliență. Program prin care Românistanul ar trebui să primească 10 de miliarde de euro, atât de necesare unei economii prăbușite și nereformate. Zicem ar trebui, fiindcă se pare că Românistanul, zis și Absurdistan zău că nu știu de ce, nu le va primi și asta din cauza relei voințe a politicienilor. Banii promiși erau livrați gratuit, dar totuși condiționați de anumite reforme economico-fiscale și una dintre condiționalități era în domeniul salarizării și al pensiilor. Și asta fiindcă banii pentru salarii și pensii nu ajungeau datorită marilor inechități,
Și aici vorbim de salarii super generoase pentru anumiți funcționari publici, dar și de așa zisele pensii special de nesimțite. Fiindcă în Românistan, salariul și pensia minimă sunt de 100 de ori mai mici decât cel mai mare salariu și cea mai mare pensie, în timp ce în Uniunea Europeană raportul maxim este de 1 la 8. Dar cum să renunțe aleșii românistanezi la bănișorii lor sau la pensiile protectorilor lor, magistrații și lucrătorii din instituțiile de forță? Și, drept urmare, mimează jocul de-a reforma și nu schimbă mai nimic. Și astfel, poporul sărac românistanez nu va primi zecile de miliarde din PNRR. Astfel, în interesul lor personal, politicienii sacrifică interesul național, fiindcă, conform tradițiilor milenare românistaneze, sătulul nu crede flămândului. Că așa se petrec lucrurile în Românistan, zis și absurdistan, zău că nu știu de ce. Dai un ban, dar face. Un vechi proverb românistanez spune că peștele de la cap se împute. Și cât adevăr este în această mostră de înțelepciune populară, putem vedea și din acțiunile și faptele întâiului stăpânitor din Românistan. Pe lângă excepționala calitate de a tace și a nu face nimic, onor prezidentul românistanez, pas cu pas, cu treieră lumea alături de consoarta sa, în scopul definitivării cunoștințelor sale geografice. Multe călătorii exotice și niciun rezultat pentru Românistan și românistanezi. În schimb, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Deci, onor cuplul prezidențial. Călătorește numai cu un adevărat hotel zburător, crezându-se probabil în 1001 de nopți. Avion cu puține locuri, dar cu cinematograf, jacuzzi și restaurant-bar, plus camera de dormit cu pat matrimonial. Costul unei asemenea curse? O nimica toată. Niscai va milioane de dolari. Dar ce nu se poate face pentru confortul prezidențial? Asta totuși n-ar fi nimic rău dacă marele om prezidențial și consoarta lui, dacă ar semna, prin excursiile lor, niscaiva tratate economice, cât de cât benefice pentru Românistan, zis și absurdistan, zău că nu știu de ce. Dar nicio șansă. Cei doi nu au timp, fiindcă în călătoriile lor de stat de pomană, merg în șlapi la zidul plângerii, ea, cu părul despletit la Vatican, tot ea. Iar uneori nervos și plictisit aruncă paltonul peste bordul mașinii, el de data asta, sau jignind ziariștii, tot el. Treabă multă, frate, de unde timp pentru țară. Revolta tradițională împotriva caselor de marcat. Un mare lanț de hipermarketuri din România a anunțat în luna februarie că a început să renunțe la casele de marcat și să implementeze sisteme self-pay, ceea ce a declanșat o mare revoltă în rândul românistanezilor, dar și al politicienilor lor. Clienții revoltați de dispariția casierilor au făcut apel la boicotarea respectivului lanț comercial. Iar pe Facebook s-au răspândit mai multe mesaje care îndeamnă cumpărătorii la revolte, oamenii fiind sfătuiți să renunțe la a-și mai face cumpărăturile acolo și să se orienteze către alte magazine. Nu intrați, depinde doar de noi. Libertatea noastră înseamnă ca tu, oricare ai fi, să întorci spatele. Doar unitatea ne salvează. Sunau apelurile patriotarde. Și au început să apară tot felul de mesaje, precum nu mai calc pe la voi. Ideal ar fi să nu mai vină niciun client la voi. Flotări nu ne puneți să facem, rușine să vă fie. O idee proastă, ca să nu zic direct tâmpită. Nu înțeleg scopul unui asemenea demers. Mai rău încurcă. O idee care mi s-a părut foarte bună au fost casele rapide, unde angajații scanau repede produsele și apoi mergeai cu bonul la aparatele de plată. Și multe altele în genul acesta. Ba mai mult, s-au trezit din lentoarea tradițională și politicienii. Lăsați casierii, nu-i niciun folos pentru clienți eliminarea casierilor. Lăsați clientul să aleagă modul de achitare, sunteți la dispoziția clientului, urla un lider naționalist. Lanțul de magazine a reacționat și a și emis un comunicat. Toți angajații din zona caselor de marcat evoluează spre o nouă meserie, cea de consilier.
noul lor rol fiind acela de a acorda consultanță și suport clienților. Dar să vezi ce discută și acuză parlamentarii românistanezi, ci că nemernicii de patroni străini îi lasă pe românistanezi fără locuri de muncă. Și atunci ia să ne aducem aminte de acum 200 de ani și ceva, atunci când matematicianul, inventatorul și inginerul scoțian James Watt a inventat mașina cu abur, care la rândul ei a provocat proteste și manifeste violente. Muncitorii britanici, de teamă că își vor pierde locurile de muncă, distrugeau mașinile lui Watt și incendiau atelierele unde se aflau aceste unelte ale diavolului. Ce uită politicienii din Românistan, zis și Absurdistan, zău că nu știu de ce, întotdeauna progresul a redus mâna de lucru umană, dar în același timp a creat noi meserii, deci și noi locuri de muncă. Ce-ar fi atunci să aruncăm calculatoarele și să reangajăm zeci de mii de socotitori cu abacul? Sau să distrugem mașinile, trenurile, vapoarele și avioanele și să călătorim doar cu căruța, pluta și balonul? Și iar uită politrucică de ani de zile își alimentează singuri mașinile în stațiile PECO. Și atunci nimeni nu a mai urlat, nimeni nu a dat foc, nimeni nu a murit de fiere și inimă rea. Patriotardism, naționalism, extremism tradițional. După cum se vede în ultimul timp, Românistanul, în loc să se modernizeze, să intre și el, cum se spune, în rândul țărilor civilizate și dezvoltate, dă dovadă din ce în ce mai des de retrogradă, de închistare într-un trecut nebulos și, în schimb, avansează din ce în ce mai periculos pe drumul patriotismului deșanțat, nu cel de calitate și firesc. Vrea ca în Uniunea Europeană, dar fără să facă la fel cu celelalte state. Și, ceea ce este mai grav și deplorabil, găsește vinovați pentru orice eșec pe Uniunea Europeană, NATO, Guvernul și Oculta Mondială. Și mai nou, și pe Biserica Catolică, care vrea să le fure până și Paștele. Și ne mai mirăm că totul merge prost și că milioane de locuitori migrează? Nu, fraților, nimic nu este de mirare, fiindcă se știe, așa se întâmplă toate în Românistan. Zis și Absurdistan, zău că nu știu de ce. Prieteni, acesta a fost pamfletul lui George Hodorogea, pentru care îi mulțumim. Vă aștept cu drag și data viitoare, pe curând.